Salut! Ne vedem la un nou clip pe care îl facem cu aceeași mașină. Cred că canalul ăsta o să trebuie să îl intitulăm Tiguan Problems sau ceva de genul. Deci avem o problemă la torpedou. După cum vedeți, s-a rupt această ureche. Piesa cu probleme este acolo, deci în principiu s-ar putea rezolva destul de ușor. Numai că ca să avem acces în acel loc, va trebui să demontăm acest torpedo. Așa nu avem cum să avem acces. Bun, deci va trebui să desfacem șuruburile acestea. Sunt 3 șuruburi deasupra, unul în colțul ăsta. Și mai sunt de desubt niște șuruburi, nu știu dacă o să le putem vedea. Să văd. Cred că 2 sunt. Bun, oricum o să le vedem pe parcursul filmării. Deci o să avem nevoie de o șurubelniță cu acest cap în stea celor de la Volkswagen, le plac mult genul acestea de șuruburi. Nu sunt singuri, am mai văzut și la Renault se folosesc genul ăsta de șuruburi. Mă scapem aici. De obicei, când desfac șuruburi, folosesc niște magneți. Că mă ajută foarte ușor, foarte mult să... Ia, uite, asta e o poziție foarte bună, zic eu. Mă ajută foarte ușor să le recuperez. Dar astea sunt destul de amabile. Lasă că nu am nicio problemă. Și nu mă deranjează foarte mult. Așa, aici asta, treaba este rezolvată. O să ne mutăm de desubt acum. O să vedem noi unde avem. Deci avem unul aici. Așa. Mamă, e ceva mai lung asta. Ceva mai lung. Așa. Sunt la fel, deci nu aveți cum să le încurcați, au aceeași dimensiune, chiar și dacă le încurcați, nu e nicio problemă. Și... Deci de fapt n-a fost mai lung. Nu, dar s-a simțit ca și cum ar fi unul mai lung, nu știu de ce. Așa l-am simțit eu, la mână. Așa, mai avem ceva? Nu prea aș mai zice. Nu mai. Bun. Acum o să trebuiască să... Ia să desfacem asta. Deci asta destul de... O să trebuiască să dăm asta la o parte. Panoul lateral? Panoul ăsta de plastic, să vedem noi cum putem să-l dăm ca să nu facem un lucru urât. Așa, un clips, pentru care vreo 2 clipsuri. Din câte știu eu, deci unul l-am desiguranțat, uite, se vede. Știu că mai are unul, uite-l tocmai pe aici. Cam proastă poziția. Stai că o să încerc cu asta. Lasă. Nu, asta e problema. Gata. S-a desiguranțat. Acum... Deci unul în partea de sus, unul în partea de jos. Acum o să facem, uite așa, un lucru... nu, sunt chiar 3. Uite, mai are unul sus acolo. Deci 1, 2, 3 clipsuri. Bun, am putea să scoatem ca să nu ne încurce, ca să facem treaba asta, o trebuie să dăm puțin cheder la o parte. Cred că ce mai mult ține aici. Și mai ține și sus acolo, da, și aici ține, și în toate locurile. Mai bine lăsăm acolo. Singurul lucru care trebuie să facem, să-l ținem așa, în poziția asta, când o să trebuiască să tragem de asta. Deci o să punem pauză și să vin partea asta altă să ții de el. Deci în principiu bordul ar trebui să iasă destul de ușor. Uite, deja jos a ieșit. Are sus. Sus are niște clipsuri pe care ar trebui să le numerim cumva.
am văzut pe cineva că făcea coșuri bență. Bineînțeles că e un lucru foarte urât, din punctul meu de vedere. O sculă de genul ăsta, orice ai face, îl va strica bordul. E plastic. Da. O șurbență de, uite, deja a căzut bucata care ne interesa. Păi, mai e cazul să-l dăm jos? Păi da, că n-avem acces la el. Este cazul. N-avem acces așa cum vrea. Să avem acces. Nu mai știu exact cum arată clipsurile astea. Ideea e că pe primul l-am scos. A, uite-l aici. Al doilea e undeva aici. O să trebuiască să ne mai chinim cu el, nu avem ce face. Până cedează. În partea asta. Hai, că încet dezmembră asta. Păi da. Da, dar ori vrei să-ți ieși tu un tiguan și vrei să-mi prima dată faci practică pe alucotinie? Da. Și încerc să fiu. Da. Bună! Nu este o idee. După ce l-am văzut pe dorul pe ăsta... Trage, Dan, trage, Dan, că nu e a noastră. Trage. Păi da, gata. Așa. Aici este pentru partea de refrigerare. Mai e nevoie de refrigerare? Dacă nu mai e nevoie, nu mai pune furtunul ăsta la loc. Sau poate vrei la picioare, mai mult. Așa, trebuie să scoatem și această muflă. Dar nu văd. Deși aș putea să o lași așa. Dar e cam proastă poziția. Ar fi mai elegant să o scoatem. Totuși. Deci văd că are un clips de asta așa. Uite, acum avem, putem să beneficiem de acest metal. Acest metal care pare nu prea e metal. Cred că e aluminiu. De nu prinde magnetul. Da. Da. Ia. Acum țin cu piciorul. Bă, da, nu vrea. Nu vrea, dar nu înțeleg. Nici nu văd foarte bine sistemul de... Ia, ții tu doar pe două ca să-ți țin eu lumina? Nu, stai să... A, da, mă, uite, trebuie dat, dar mult mai mult pe spate. Ceea ce mi se pare cam exagerat, adică... Dar așa este, chiar așa e. Da, câteodată mă cam surprinde mașina asta. Are niște idei, cel puțin la partea de mufe. E sigur? Da, foarte sigur. Gata. Așa. Bun. Acum, ce avem noi de făcut? De fapt, motivul pentru care l-am desfăcut este bucata asta de plastic care s-a rupt. O să vedem cum s-a rupt. Așa. Sau cum vine? Pe interior? Asta venea... Asta trebuie să vină aici. Așa. Deci asta vine aici. Aici vine asta. Nu mai vine pe asta. Deci piesa asta ruptă. Ea mai avea o bucată de plastic pe care nu o mai avem. Va trebui într-un fel să o lipim pentru că nu avem alta de schimb. Ideea este să rezolvăm problema. O să folosim o rășină. Puteam să o rezolvăm și cu un superglu, dar rășina e ceva mai elegant și mai sigur. A căzut bucata asta. Capacul. Așa. Și o să mai lântărim cu niște silicon topit. O baghetă pe care am mai folosit-o noi când am reparat la bară din față, fagurii. Este un silicon mai calitativ față de tuburile cu silicon, baghetele de silicon pe care le-am folosit până acum. Așa. A. În principiu gata. Ok, deci nu avem unde să-i dăm decât aici. Este singurul loc care a mai rămas disponibil pentru treaba asta. Așa.
Și nu vrem să dăm foarte mult, pentru că atunci când vom apăsa, să nu cumva să dea pe lângă surplusul. O să dăm atât cât este nevoie. Eventual, am putea să dăm și pe marginea asta care o să vină în prinsă. Sau o să mai dăm după ce îl băgăm. Vedem atunci cum se așează. Mai dăm și pe aici un pic. Ăsta oricum nu se va mai rupe în veci. Deci nu ar avea... De ce să mai umbli vreodată aici? Eu nu știu cum s-a rupt, sincer să fiu. Eu am o idee. Nu știi cum? A fost tărit el? A fost închis torpedou cu cheia. Și cineva a tras de el când torpedou era închis. Bun, punem asta deocamdată aici. O să avem nevoie de el și o să-l punem pe asta, pe poziție. Deci, îl deschidem. Așa. Dar stai, prin partea asta la altă. Aici. Aici este locul ei. Oricum, el are și un clips. A intrat frumos, elegant aici. Așa. Bun, acum pe partea asta la altă. Unde... De fapt, e lipsă. O să-i punem niște silicon de asta topi despre care am vorbit mai devreme. Ia să vedem. Deja s-a... Rășina va face treaba, dar numai că rășina nu se va usca așa repede. Din cauza asta o să merg cu asta, pentru că asta știu că se va usca acum. În 5 minute e uscat. Nu e cea mai frumoasă operațiune ce facem noi aici, dar... E pe interior, nu are nicio problemă. Ideea este că va funcționa, adică își va face treaba. Asta de fapt ne interesează. Am putea să lăsăm să se mai întărească și eventual să mai continuăm dacă considerăm că mai e nevoie. Bun, gata, poți să oprești și revenim. N-ajung. O secundă. Da, deci, nu, ai destul de lumină, nu mai trebuie să mai pleci. Deci cam asta e țigănia care am făcut-o noi. Nu arată absolut deloc ceva estetic, dar pe noi ne interesează să își facă treaba. Adică am exagerat un pic cu siliconul topit, pentru că vreau să reziste totuși. Asta era ideea, să nu se mai rupă. Bun, revenim în momentul în care o să ansamblăm înapoi torpedou. Până atunci, încă nu s-a întărit, abia ce l-am pus. Până atunci o să întărească și asta. Și o să vedem dacă am rezolvat problema. Bun, deci am rezolvat problema. Vezi ușor. Aici, e destul de solid. Nu arată prea estetic, dar pe noi ne interesează în cazul ăsta să reziste mai mult decât esteticul, care oricum nu se va vedea. Deci după cum vedeți, torpedou se închide perfect în ambele părți. Am mai pus chiar și aici, deși asta nu are nicio problemă, dar ca să-l mai întărim. Și pe la butoanele astea care produc găraș, capacul ăsta, puțin silicon de ăsta topit. Și acum începem să îl montăm la loc. O să punem de la mine lanterna asta. Așa, deci prima dată o să băgăm cablurile înapoi. Ăsta care alimentează lampa din torpedou. Așa. Și ăsta care, sincer să fiu, nu știu ce este. E cred că senzorul care se sesizează că este torpedou deschis. Pentru că ca să se aprindă lampa, are nevoie de un întrerupător, să știe și el că este deschis torpedou. Bun, băgăm furtunul înapoi de la refrigerare. Așa. Și cam asta ar fi. Ca și conector. Aici la alte mașini probabil că mai există un buton. Nu știu ce opțiune
În plusare mai putea să aibă. Da. Ca și idee, pentru cine nu a mai văzut până acum la Tiguan, aici se află aerotermă. Foarte ușor de ajuns la ea. Acum este cuplată pe închis. Și tubulatura pentru aerul care se duce la picioare. Aceasta nu știu exact ce este, n-am apucat să mă uit. Un modul de ceva, dar nu știu ce. Bun. Ok. Și mai sus de tot avem airbag-ul. Dacă se vede, este exact deasupra bordului. Adică sub bord. În momentul când va acționa, bordul va plezni și va ieși. Bineînțeles că nu dorim niciodată să întâmple chestia asta. Dacă se ajunge la situația asta, înseamnă că deja e ceva grav. Bun. Vom așeza întâi sus, cum am făcut și prima dată. Adică invers față de cum l-am demontat. Nu știu dacă o să reușim. Cred că mai degrabă îl deschizi. O să-l și deschid. Nu cred că asta e problema. Ba da, ca să poți să împingi mai bine. Vedem. Deci, ideea e că trebuie așezat și sus și jos, în toate felurile. Și aceste... Știi ceva? Ca să nu ne încurce, cred că chiar o să dăm lampă. Da, știi curce. Ceva? De ce nu se aprinde lumina în torpedă? Păi... se aprinde și când este... când e contactul pus? Sper că am trebuit, nu crezi? Eu cred că nu. Eu, ia să... N-avem o emoție cu airbag-ul ăla. Închis. Ia, s-a prins. Ah, când bași cheia deja s-a prins? Da. Și când închis, se stinge. Clar. Uh-huh. Logic. Bun. Problema e că... O să ne închidem un pic să-l punem la loc. Normal ar fi trebuit. Din câte văd eu, are aici niște chestii care au intrat și ne cam încurcă. Cablul ăsta trebuie să-l punem pe aici. Normal, ar trebui să facem exact cum l-am desfăcut, adică trebuie să-l punem aici. Nu prea ne iese de data asta. Pe ce ai? Ai clema asta? Avem trei cleme, da. Stai, trebuie să mă așez jos. Pentru că cred că trebuie să-l așez întâi jos. Deși, atunci când l-am desfăcut, nu a fost asta, așa. Unde e lanterna? N-am nevoie de lanterna să văd aici. Ca de obicei, în loc să-mi pui ce trebuie, îmi pui lumina care nu trebuie. Dacă vin eu pe partea aia. Gata. Aici s-a aliniat, cât de cât, stai așa, aici este aliniat. El este pe poziție, la. E o chestie de... Nu cumva țâmburușul ăla care era în spate? Ține? Ăla nu s-a dus pe... nu s-a centrat? Ba, ba, ăla este. Oh, aici este, știi că n-am cum nici când l-am scos. Aici e problema. Hai că o să opresc filmarea. Și vin eu. Lasă să vadă lumea cât de multe chinui. O să vadă că nu e chiar așa de simplu. Deci aici jos este așezat, pentru că îl văd, este exact pe șurub. Uite, e șurubul, deci nu se pune problema. Țâmburușul ăsta va intra aici. Va intra aici. Astea sunt la nivel, astea sunt la nivel. Nu, ce prost că... Aici e problema, cu clemele astea. Trebuie să-l țin și jos. Deci ca să nu ne chinim foarte mult, eu am ales o variantă. Am prins șurubele acestea, nu de cât de cât, ca să nu mai se ducă în jos, să stea cât de cât într-o poziție decentă.
Iar acum o să... Am scos și lampa. Pentru că atinge sus aici, ne încurcăm în ea. O să o băgăm după aceea. Și o să încercăm acum să ducem aceste cleme pe poziții, cele trei locașe. Nu știu. Așa. Bun. Acum ține ceva, nu știu ce. A, gata. Așa. Uite, aici a intrat foarte elegant. Aici a intrat, aici a intrat. Azi la mijloc, nu? Sau a intrat și la mijloc? A intrat și la mijloc. A intrat peste tot. Bun, lampa o punem la final. Deci, de fapt, lampa ținea când... Da, lampa, lampa lovea, este o margine aici. Noi că l-am scos, noi n-am scos lampa. Că nu avem de unde să știm noi că trebuie să scoatem lampa. Deși, logic, ar fi fost să nu fi nevoie să o scoți, dar se pare că dacă scoți lampa e mult mai lejer de desfăcut. De asta și ne-am chinuit atunci să o scoatem. Nu o să le strâng de tot acum. O să le pun doar pe poziție puțin, după care o să-l mai o să-l împing de jos cât pot și revin sus și le strâng la maxim. Deci doar foarte puțin, doar le pun pe poziție. E la slabe. Așa. Pavion. Pune și pe asta. Uite, asta ne pe. Așa. Avem ceva la mijloc? Nu avem ceva la mijloc. Acum o să ne băgăm de sub și o să împingem de bord și o să strângem. Bun, lasă treaba aia, că nu ne încurcă cu absolut nimic în momentul ăsta. Nu contează, nu are nicio importanță. Pe noi ne interesează acum să strângem bordul. Ține tu telefonul. Așa, și o să fac așa. O să împing în sus. Nu e cea mai bună șurubeniță pentru treaba asta, dar... Dacă ne-am folosit de ea, am continuat cu ea. Bun, aici treaba e rezolvată. Iar în partea asta la altă. Același lucru voi face. Nu știu dacă mai poți să mai ajungi să mai vezi. Ba da. Da. Mă cam încurcă. Asta trebuie închis. Așa. Bun, asta este rezolvat. Partea de sus. Ca să fie treaba bună, o să împing de el. Asta că nu văd șuruburile. Ah, aici. O să împing de el cât pot. Împinge și tu dacă poți. Așa. Ca să rămână prins cât mai aproape de bord. Să nu lăsăm distanțe. Asta e strâns perfect. Așa, acum și aici, împinge dacă poți. Cât de tare poți. Așa. Și în partea asta la altă. La fel. Hai să-l punem. Așa. Bun. Lanterna nu mai avem nevoie de ea. Lampa o să o punem la locul ei. Dacă știam, o scoteam noi de prima dată, dar n-am știut. Frumos. Și este treaba rezolvată. Asta e la locul lui. Nu o să pice la înveci cu cât silicon am pus. Așa. Merge perfect. Deci, prins în ambele părți, nu mai stă într-o parte. Aici, aici pare a fi un loc pentru pix sau da, ceva? Ceva de gen. Un pix, o șurubeniță. Asta nu e ce trebuie, dar așa pare. Loc pentru un pix. Bun. Airbag-ul, care ai tu emoții de nu mai poți. Iată. Și cam asta e, mai avem să punem asta în lateral aici.
Asta n-am mai așa deranjat-o, trebuie doar să clipsăm la loc unde a fost. Și sănătate. Deci aceasta a fost filmarea cu torpedoul care avea această plemă ruptă. Bineînțeles că puteți să aveți și alte probleme. În principiu, ideea este că puteți să vedeți cum se demontează torpedoul, să ajungeți, nu știu, la climatizare, la altceva. Bun, ne vedem pentru pe data viitoare.